Așa, dragi, bună seara și bun găsit la treia cu Prof. Online. Să zicem, Andreea, ne propunem să facem discuția acestui sistem, după parametrul M, discuția compatibilității, da? Să discute și în caz de compatibilitate să se rezolve. Deci să se discute după M compatibilitatea sistemului și în caz de compatibilitate să se rezolve. Cum vezi, avem un sistem pătratic, nu? Adică un sistem de trei ecuații cu trei necunoscute și avem prezent cu parametrul M. Sigur că discuția va fi influențată de acest parametru real. Atunci vom începe, atașăm matricea coeficienților. Zicem A mare egal cu 1, 1, 1, pe linii, da? 1M2. Și det de A determinantului 1, 1, 1 M 1, 1 1, M 2 este egal cu 2 plus 1, deci 2 plus 1, nu? Da, bine. Plus M pătrat. Plus M pătrat. Minus 1. Minus 1. Minus M. Așa, minus M și minus... Minus 2 M, corect. Și egal mai departe cu M pătrat. Minus 2 M. Minus 1, minus M, minus 2 M. Minus 1, minus M. Minus 3 M atunci, nu? Da, minus 3 M. Minus 3 M, zicem. Minus 3... Nu, M pătrat. Minus 3 M. Minus 3M plus 2. Că 1 cu minus 1 se da? E pătrat minus 3M plus 2. Acesta este det de A. Să-l notăm și noi. Det determinantului A egal cu M pătrat minus 3M plus 2, care se mai scrie ca fiind M minus 1 pe lângă M minus 2, cred. Da. Da? Și acum să facem și delta X, cum notăm noi. Delta X. Pentru că vrem să rezolvăm prin cameră. Da. Sigur, mergem repede. Ăsta e diferit de 0 dacă M e diferit de 1 și de 2. Da? Deci, discuția ar însemna așa. Dacă M diferit de... M aparține lui R minus mulțimea formată din elementele 1 și 2, rezultă det de A diferit de 0. Deci determinantul este diferit de 0. Și sistem compatibil, Cramer. Adică rezolvăm prin Cramer, da? Da. Dacă 1. Dacă M egal cu 1, atunci det de A egal cu 0. Și sistemul devine. Rezultă, sistemul devine. Adică înlocuim pe M cu 1. Da. Și o să avem 1, nu, o să avem X plus Y plus Z egal cu 0. Da. Apoi X plus Y plus Z egal cu 0. Și X plus Y plus Z X plus Y. Păi M cât e 1. Păi da, X plus, plus Y plus 2Z. Așa, plus 2Z egal cu minus 1. Cum vezi, două ecuații sunt identice și atunci le putem, sistemul devine doar format din două ecuații. Adică... X plus Y plus Z egal cu 0. Da, și vom avea X plus Y plus Z egal cu 0 și... X plus Y plus 2Z. Egal cu minus 1. Și sigur, căutăm aici un determinant diferit de 0. Dacă atașăm matricea cu acest 1, 1, 1, 1 și 1, 2. Ar fi 1, 1 și 1, 2. 2. Ori cu Y-ul păstrăm și ducem pe X-ul dincolo. Deci sistemul devine, hai să zicem, rezultă de sistemul următor. Y plus Z egal cu minus X și Y plus 2Z
minus 1, minus x. Observăm că dacă va fi compatibil, va fi compatibil nedeterminat, că avem necunoscută singulară, da? Da. Aici vine 2 minus 1, 1. Deci det l-am așezat, am luat determinatul diferit de 0, că am văzut că e 2 în matricea aceștia, da? Det de A va fi egal cu determinantul 1, 1, 1, 2 și egal cu 1, diferit de 0. Și o să află și Y și Z în funcție de X, da? Bun. Și ca el să fie compatibil, trebuie ca să vedem dacă determinații caracteristici vor fi compatibil. Noi am luat pe care ecuație, zice, pe a doua și pe a treia le-am luat. Da. Și a rămas prima ecuație secundară. Și aflăm pe X și pe Y și înlocuim în ecuația secundară, dar de fapt este aceeași a doua. Da. Și cum a doua este folosită, nu mai are rost, că sigur va fi verificată. Da. Deci determinantul caracteristic va fi determinantul caracteristic va fi 0. În final, în clipa asta, pot să spun că sistemul pentru M egal cu 1, da? Suntem în cazul 2, da? Analizat. Pentru M egal cu 1, sistemul este compatibil nedeterminat. Compatibil nedeterminat. Da? Nedeterminat, că avem necunoscută secundară. Și să vedem pentru M egal cu 3, cazul 3, da? Cazul 3. Pentru M egal cu 2, sistemul devine. Ia să vedem ce vine. X plus Y plus Z egal cu 0. X plus Y plus Z egal cu 0. 2X plus Y plus Z. 2X plus Y plus Z. Egal cu 1. Egal cu 1. X plus 2Y plus 2Z. X plus 2Y plus 2Z. Egal cu minus 1. Așa, egal cu minus 1. Dacă vrei să faci matricea coeficienților și cauți să vezi rangul matricii, va fi 0, că doar așa l-am găsit pe M egal cu 2, nu? Da. Deci, în clipa de față, căutăm un determinant de ordin 2 diferit de 0, dar, repet, nu de ordinul 3, că nu are niciun rost. Și cred că 1, 1, 2, 1 este ce este străin. Da. Deci, zicem, delta principal egal cu determinantul 1, 1, 2, 1, care face 1 minus 2 minus 1 diferit de 0, da? Diferit de 0. El îți indică că X-ul și Y-ul sunt necunoscute principale, Z-ul e necunoscută secundară, prima și a doua principale, da? Iar pentru compatibilitate facem delta caracteristic. Delta caracteristic se obține din acest principal 1, 1, 2, 1 bordând, adăugând linia ecuației secundare, adică 1, 2 și 1, 2 și coloana termenilor libere corespunzător. 0, 1 și minus 1. Da? 0, 1, minus 1. Și iată că în clipa asta voiam avea minus 1, ca să vedem valoarea asta, da? Minus 1, plus 1, plus 1, plus 1, așa, minus 2, 2 ori 0, 0, nu? Da. Deci mi-ai zis minus 1, plus 1, plus 1, deci plus 1. Deci diagonala principală, paralela e 1, da. Paralela cealaltă 2, 2 și cu 0 e 0, da. Minus secundarea 0, da. Minus 2, minus 2 și minus plus 2 vine. Da? Plus 2. 2 cu minus 2 face 0, 1 cu minus 1 face 0. Și fiindcă avem un singur determinant caracteristic, avem o singură ecuație secundară a treia și acest determinant caracteristic este 0,
înseamnă că soluția pe care o vom verifica, o vom găsi, soluția ce va verifica și ecuația a treia. Deci, cum ar spunem, sistem compatibil, compatibil, nedeterminat. Nedeterminat, fiindcă există necunoscută secundară, da? Există. Există necunoscută secundară. Secundară. Ăsta e modelul. Motivul pentru care spune nedeterminat. Că soluția X-ul și Y-ul, X-ul și Y-ul va depinde de Z. Că mod, ce facem? Pentru rezolvare vom lua doar prime două ecuații, astea principale. Z-ul va fi trecut în dreapta, necunoscută secundară, și vom găsi pe X și pe Y în funcție de Z. Și la fiecare valoare lui Z, altă pereche X și Y, alt Z, deci e nedeterminat. Dar n-avea rost să muncim și găsim pe X și Y și pe urmă să verificăm în altă ecuație. Și prin determinatul caracteristic pe care l-am format, tocmai am verificat, înainte de a găsi soluția. Asta spune Rușe. Ei bine, cred că în momentul de față am purtat discuția despre el, că l-am plimbat pe toate mulțimea numelor reale. Dacă iar mai puțin elementele 1 și 2, suntem compatibil Cramer și de acolo trebuie să rezolvăm. Delta X, delta Y, delta Z, găsim. Dacă M egal cu 1, sistemul este din nou compatibil, că așa am zis, nu? Sistemul este compatibil și este nedeterminat, da? Nedeterminat. Fiindcă două ecuații s-au suprapus, practic sistemul s-a redus la un sistem de două cu trei necunoscute. Am dus-o pe una din ele. E clar că, sistemul este compatibil nedeterminat. Dacă M egal cu 2, sistemul devine acesta. Nu mai am șansa ca să am două ecuații suprapuse și să renunț la una din ele, ci sunt nevoit să caut din matricea coeficienților care se formează cu nu coeficienții la cele trei ecuații, să caut un determinant de ordin 2, că la de ordin 3 este sigur 0. Da. Și iată, îl găsesc 1, 1, 2, 1. Ăsta e principal. El îmi indică că prima și a doua sunt ecuații principale. A treia, ecuație secundară. Că X-ul și Y-ul sunt necunoscute principale. Că Z-ul, care n-a fost prins, este necunoscut secundară. Da. Și eu scriu sistemul ăsta, format doar din două, din primele două ecuații, da? Din astea două, duc pe Z în dreapta și aflu pe X și pe Y, în funcție de Z. Da. Și pe urmă înlocuiesc în a treia. Dacă sunt 3-4 ecuații secundare, în toate trebuie să verific. Dar pot să se întâmple ca una să nu fie verificată. Și am muncit degeaba. Dacă nu e verificată, înseamnă că sistemul este incompatibil. Și atunci Rușie te ajută. Zice, stai liniștit, nu te apuci tu să faci asta. Mai degrabă verifică înainte de a rezolva. Adică fă determinații caracteristici, care se înseamnă ce? A verifica în ecuația unica care o avem noi a treia, e de fapt a face determinatul ăsta caracteristici. Caracteristic în care punem ăla principal, adăugăm linia ecuației secundare și coloana termenilor liberi corespunzătoare. Și constatăm că este zero, adică verifică și ecuația a treia. Și dacă da, atunci sistemul este, spunem că am rezolvat problema și suntem sistemul este compatibil nedeterminat pentru că avem necunoscuta secundară Z. Deci când zicem nedeterminat? Când rangul e mai mic decât numărul necunoscutilor. Dacă rangul e mai mic decât numărul necunoscutilor, avem necunoscute secundare. Și din motivul acesta spunem că este compatibil nedeterminat. Așadar, am vrut să facem această discuție. E ușor dacă ai... Dacă de la bun început sistemul este pătrat, cum a fost aici, te duci pe el prin cameră. Da? Dar asta înseamnă că determinantul principal, atașat matricii coeficienților, să fie diferit de zero. Și dacă depinde de parametru, cum s-a întâmplat aici, începe o discuție. Iată, l-am organizat ca E-1 pentru că E-2, când e egal cu 0. Când termin fiecare egal cu 0. Când e diferit? Simultan să fie și de 1 și de 2. Deci am definit de el să fie din el mai puțin 1 și 2. Că atunci e de casă. E diferit de 0, compatibil, Cramer, găsim X, Y și Z. Și analizăm cele două cazuri care sunt al lui. M egal cu 1, M egal cu 2. Și am văzut exact. N-am mai rezolvat ce în caz de compatibilitate se rezolvă. Dar să rămâneți asta.
Ideea marketing 9 și? 10:20. Ne oprim aici, este ora care tu o propui. Așadar, dragilor, am făcut această discuție. La revedere pe mâine seara.